Presată de locul din clasamentul Ligii 1, Unirea Alba Iulia a făcut instrucție cu oțelul lui Dorinel Munteanu. Elevii lui Adrian Faluba au început partida în forță, însă prima ocazie a venit abia în minutul 28. Coste a reușit să marcheze pentru Unirea, însă golul a fost anulat pe motiv de offside. În minutul 41, gazdele au mai avut o ocazie de a marca, însă șutul lui Florin Dan nu a întâlnit decât bara porții gălățene. Repriza secundă a însemnat descătușarea formației gazdă. În minutul 60, Florin Dan a punctat pentru 1-0 cu un șut plasat de la 25 de metri. Pentru ca două minute mai târziu Adrian Olah să ducă scorul la 2-0 după o gafă a portarului oțelului. Formația lui Munteanu putea reveni în joc în minutul 64, însă Cernea a păstrat tabela nemodificată. Grozav a marcat pentru 3-0 la doar 3 minute după intrarea sa pe teren, iar soarta partidei părea pecetluită. Gălățenii au luptat însă până la capăt, iar în minutul 92 Paraschiv a reușit să marcheze golul de onoare la o gafă a lui Cernea. Unirea Alba Iulia, oțelul Galați 3-1, iar formația lui Adrian Falub ia o gură de oxigen în lupta pentru părăsirea locurilor retrogradabile.